Salutare, dragilor, și bine ați venit la un nou videoclip. Un videoclip super interesant și pentru mine, pentru că este prima dată când primesc un colet de la un subscriber. Și vreau să spun că nu este orice subscriber, este printre primii subscriber ai mei. De când am deschis eu canalul acum aproape 4 ani de zile, el a fost cu mine mereu, este vorba de Being the Illusion. A decis să trimită un colet cu o surpriză. Folosim cuțitașul special pentru acest moment special. Din câte am înțeles de la el, este ceva homemade, custom made. Să vedem ce este. Sunt tare curios ce a trimis. Bă, sunt ca un copilaș de la, vă credeți? Bă, mie îmi place să primesc cadouri. Bă, deci ce fac, mă, Victor, că l-ai lipit în așa fel încât să nu-mi dau seama. Deci nu pot să dezlipesc hârtia albă foarte ușor. Eu încerc să nu stric cutia. Dar cred că la cum l-ai lipit, pare că ai vrut să o ascunzi tu. Asta e, fiți atenți. Haide, mă, că nu mai pot de curiozitate, mă. Victor, îmi pare rău că îți rup puțin cutia. Dar hai să vedem ce e înăuntru. Ia să vedem ce e înăuntru. Unboxing live. Live. Deci vedeți odată cu mine ce e aici. Du-te de aici. Du-te de aici. Du-te de aici. Nu cred așa ceva. Ce văd, nu știu dacă vedeți ce primul lucru pe care l-am văzut și eu. Nu cred așa ceva. Este o carcasă luminoasă, cred. Cu logo, cu scrisul ăsta nou. Mamă. Du-te, mă, de aici, mă. Du-te, mă, de aici, mă, cât de mișto arată, frate. Bă, nu, că devine emoțional, nu mai gata. Mă, dar cum l-ai făcut? Stai, mă, să vă arăt. Deci este o carcasă luminoasă. Ia să dăm drumul. Ce tare, deci trebuie să închid lumina ca să se vadă frumos, că nu știu cât de mult se vede pe cameră. Aici se vede că se aprinde, dar nu știu cât de mult se vede pe cameră. Bă, dar se aprinde super șmecher. În zone și în fade. Dă-te, mă, deci e gândit ăsta până la capăt, frate. Deci stați, deci este bestial. O să vă fac o tură la el așa pe masă să vedeți cum e. Sunt tot în bucătărie, că aici filmez în ultima vreme, în caz că n-ați observat, bietele. Bă, dacă de frumos e. Băi, Victor, bă, deci îți mulțumesc din suflet, frate. Deci este un... În primul rând, gestul le întrece pe toate. E... Nu știu cum să-mi exprim recunoștința, sincer, în momentul ăsta. Dar și produsul în sine... Este bestial! Fitați-vă, vreau să vă mai arăt o chestie foarte frumoasă. Vedeți, acesta este ca un sertăraș. Și tragi de sertăraș. Și aici sunt bateriile, mă. Bă, e frumos, foc. Deci e făcut cu cap, se vede că e făcut cu grijă. De aici a prins. O să mă gândesc la ceva, Victor. Pentru că... A fost un gest foarte frumos din partea ta. Mersi mult, fraților, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, dacă vreți să vedeți și ce mai facem noi pe acest canal, un subscribe. Și multe mulțumiri lui Victor în comentarii, vă rog eu mult. Mersi mult de tot că ați vizionat acest videoclip și vă mulțumesc în primul rând tuturor pentru tot timpul pe care voi l-alocați
să vă uitați la mine și faptul că voi vă dedicați o parte din el pentru mine înseamnă foarte mult pentru mine. Vă mulțumesc tuturor și în special mulțumesc Victor. Ciao!